În momentul în care au izbucnit flăcările, în brutărie se aflau doar muncitorii care lucrau în tura de noapte. Ei au ieșit la timp din clădire și au sunat la 112. Focul a distrus și anexele cu tot cu ambalaje, 2 tone de făină și produse auxiliare. Au ars acoperișul brutăriei, elementele de construcție din lemn ale clădirii în care funcționau moara și un depozit, pe o suprafață acumulată de aproximativ 850 de metri pătrați și mai multe bunuri aflate în clădiri și în imediata apropiere. De asemenea, s-au degradat planșeul, pereții și utilajele din brutărie. Focul s-a extins și la o casă din apropierea brutăriei, distrugând acoperișul pe o suprafață de 120 de metri pătrați. De asemenea, a fost degradat mobilierul din interiorul locuinței. Cel mai probabil incendiu a izbucnit prin efect termic din cauza coșului de fum deteriorat. Din fericire, nu s-au înregistrat victime omenești, iar pompierii au salvat anexe, magazii, un adăpost de animale și gospodăriile învecinate. Pompierii spun că moara nu mai funcționa de câțiva ani. La parterul ei fuseseră depozitați sacii de iută care au întreținut focul. Așa foc n-am întâlnit de când eu am peste 25 de ani, când sunt pompier voluntar aici. Și el lucra numai pe schimb de noapte. Și praful ăla și gasta s-au extins dintr-o dată. Asta am văzut, nu se putea apropia. Nici pompieri, erau 10 sau 13 mașini de pompieri. Deocamdată nu se știe dacă bunurile distruse erau asigurate.